Cu atâta distracție nici n-au timp să doarmă zecile de mii de tineri care au ajuns încă de ieri în inima Transilvaniei, la cel mai mare festival la castel. Nu se plictisesc. În jurul castelului a fost amenajat un mic oraș al distracției, cu patinoar și multe alte atracții. Urmează a doua seară de distracție, una incendiară. Pe scena de la Electric Castle vor urca Limp Bizkit. După prima noapte de petrecere, tinerii s-au trezit puși tot pe distracție, dar una mai copilărească. Desculți în iarbă și-au arătat iscusința la diferite jocuri. Beer pong, dar fără bere, doar cu apă, ca să ne putem turna în cap. Dacă era bere, era o risipă. În momentul în care cineva a aruncat cu mingea în găleata, celuilalt trebuia să-i toarne găleata în cap. Cum a fost? De ce sunteți ude? Pentru că aproape am pierdut, dar în final fetele au câștigat pentru că nu mi-e îmbrăcată lejer. Sunt jocuri faine. Fiecare și-a luat rolul în serios. Am venit să caut banane, dar nu găsesc. E frumos aici așa, am venit să mă dau un tiribombe, mașinuții. Și după o noapte electrizantă, unii au avut nevoie de o intervenție divină. Ce să fac? E, da, așa un guideline nu-mi dai. Zici, cu cine ai vorbit la telefon? Cu Dumnezeu. Ce ai spus? Ce ți-a zis? Nu, eu vreau pentru iertarea păcatelor, așa, dar gen fără efort, că... Te ajută, nu te ajută, ce-o zis? Băi... Știi, mi-a dat-o pe aia cu, bă, dacă vrei, te ajungi tu pe tine singur, tu tot ce-ți dorești poți să-ți iei. În mica localitate din Transilvania, orice este posibil. Spre exemplu, la 30 de grade, tinerii au patinat. Cine și-ar fi putut imagina că vom putea patina în toiul verii? La Electric Castle însă este posibil, pentru că printre noutățile din acest an este și acest patinoar cu gheață specială, care nu este influențată de vremea de afară. Am două patinoare în Malaysia, putem patina sub soare. Nu se topește, avem aceleași patine, avem aceleași accelerație, aceleași frânare, e un plastic, tehnologie specială, are înăuntru niște lichide. Patinele cum te descurci? Cum se poate. Aseară am fost cam obosit, dar să știi că am stat până târziu. Și nu, seara asta mai mult mă gândesc. Bem ceva, stricăm bani, ce putem să facem altceva? Peste 30.000 de tineri s-au distrat până în zori. Cu pancarta ce? E o glumă. Ei, un meme de pe internet. Am zis că o să râdă lumea, fac multe poze, poate agăț eu ceva. Haideți cât mai repede și număr cât mai mare, pentru că e super, super mișto, jur. În a doua seară de festival, pe scena principală vor urca trupa scoțiană Churches și Limp Bizkit.